este deja, numai când dai cuvântul microscop, cred că ai vreo 20 de variante, mobil, în creion, pe după cost, cu suport, fără suport, deci automat, și prețurile sunt maxim 1000 de lei, cel mai sus 1000 de lei. Adică 1000 de lei deci, înseamnă 250 de lei. Asta de care zic eu de 500X era 300-400 de lei. Cum să spun, deci, pentru toate categoriile de vârstă de aplicație, exact. Unui copil nu trebuie să-i dai o chestie prea complicată. Nu, adică, când e mărirea prea mare, apar alte probleme de stabilitate. E mărirea prea mare și nu înțelege, dar un lucru pe care poate să-și vadă haina cum e făcută, cum se face să compară. O monedă, știi ce frumos e pe o monedă, să vezi o monedă, să vezi un timbru, frunzele, deci automat dai, dai temă. Și dai temă. Exact, imaginează-ți o lume care nu o bănuim. Imaginează-ți cum am discutat, de exemplu, era așa cum ai în momentul de față, tu faci colecție cu prostinele creat de la Metro, cumperi Metro, îți dă niște cărți de alea. Și alea le pui într-un catalog, pe noi era catalogul și punea el punctele și rezultatele la noi pe vremea următoare. Deci aveai un catalog în care spuneai tu, decupai tu tipul ăla de experiență. Poți să te duci pe orice, și de la plante, vizătoare, la... După care îți imaginezi și am făcut concursuri de grafică, pentru că imaginea asta poți să încep să o colorez artificial, să-i fac prin Photoshop, fel de chestii. Da. Și am făcut concurs de poze științifice. Cum se colorează imaginea de exact. Și facem ceea ce înseamnă o legătură, el trebuie să explice pe de-o parte și cum a făcut la concurs? Concursul era, cum să spun, să analizeze, să prezinte partea tehnică, cum a făcut-o și partea artistică corespunzătoare, care era elaborată de cât artistic. Și grama, și culoarea, și atmosfera. Și au fost momente extraordinare. Dar, paradoxal, nu s-au propagat, pentru că propagarea înseamnă persoanele de contact, care nu doar e prea complicat, pentru că ei obțin, fac un concurs de 2 lei. Fără consistența asta și legătura și prea multe și profesoare de fizică cu aia de maderată, lasă-o dacă v-aș fi provocat din cauza nepregătirii noastre, sociale, pentru a absorbi așa ceva. 80% este de pentru învățare. Pentru, în mod normal, produsul ca și cumpărare, asta e o chestie stupidă, când cumpăr produsul, îl cumpăr ca să-mi ușurez munca sau să cumpăr o plăcere. Foarte puțin lume. Acum ai pregătit să dea bani ca să înveți. Faci efort. Deci faci efort. Trebuie să ai o motivație să faci efortul ăsta mai și plătești. Toate jucăriile sunt să externalizeze munca părintelui, nu să pună partener în jucăriți. Să scapă de copii, să externalizeze funcția de părinte. Și atunci jucăriile mimează acțiuni din realitate, dar nu face pe copil investigator. Și nu asta trebuie să facă, nu trebuie să aibă acest rol. Asta înseamnă rețea. Mai ai, cum se peștișorul de aur. În concept este peștișorul de aur. Deci, doar când cumperi kitul ăsta, avea dreptul la, pe rețea de call center la 5 întrebări. Celelalte erau plătite, dar 5 întrebări erau acolo. Și mentoratul era făcut pe rețea. Deci, e gândire trebuie la nivel de cum arată prospectul, poate cite link, cum arată la... Și care arată și mobil, ai făcut pe și... Deci toți am pățit aceeași chestie, nu? Eu dacă fac mobil, mai fac o dată, cu treaba la tine în sus. Proiectul este extra. Sunt două categorii. De aia sunteți voi și dacă sunteți voi, eu sunt pâine. Deci, cum spun, dacă ar fi, aș împărți în două. Am câteva obiecte de acolo, care, cum spun, milagroase și superbe. Am câteva obiecte care nu mă pot învinge, așa interesant, aproape e așa de neașteptată structura, încât, în principiu, pot să fac un test. Nu are importanță, eu spun reacția, nu trebuie să povesti. O știu, dar când ajung să tu ai și îmi dai cu cărțunii de poveste, e altceva. Sunt unele din ele, spun, din reacția care o am, unele din ele sunt, cum spun, acolo. Și poza e acolo. Sunt unele care discutăm în continuare, vă aștept cu drag. Ne vedem miercuri. Cum? Dacă ai vreodată din fiecare care, neapărat, neapărat. Care și eu zic că pentru mine este foarte important, pentru că din discuția asta poate mai înțeleg ceva. Deci am acea reacție. Unele sunt, nu știu, pentru că n-am nicio imagine de istorie. Asta e avantajul că nu știu istoria. Deci nici în istoria este mult important să vezi un om naiv, care nu are cultura nici a designului, nici a istoriei, nici a trendului. Sunt unele din ele sunt la care simt cum se strânge stomacul și unele din ele
Unele n-aș sta în spațiul ăla, nici să mă ta, nici să mă, nu pot să percep. Altele formează un răș timp, nu pot să imaginez, mă întăresc lucrurile, pentru că sunt așa de consistente, majoritatea, încât nu pot să le armonizez cu tot acela. Că ce-mi știu de capul, ce fac cu el? Îl pun undeva, într-un cap de perspectivă.